Salutare tuturor, sunt Varicona și astăzi vă prezint un nou material scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Vedeta a cinematografiei care a inventat wireless a fost una dintre cele mai sexy și frumoase actrițe. Hedy Lamarr, născută Hedwig Eva Maria Kessler pe 9 noiembrie 1914 în Viena, Austro-Ungaria, și decedată pe 19 ianuarie 2000 în Castlebury, Florida, Statele Unite, a fost o inventatoare și actriță americană de origine austriacă. După ce a început cariera cinematografică în Austria, a devenit o vedetă la Hollywood la sfârșitul anilor 1930. În 2014 a fost inclusă în National Inventor Hall of Fame pentru contribuția sa remarcabilă, o telecomandă radio pentru torpile pe care a început să o dezvolte pentru Marina Statelor Unite în timpul celui de-al doilea război mondial. Hedy Lamarr s-a născut în 1914 la Viena, în Austro-Ungaria, sub numele de Hedwig Eva Maria Kessler. Ea a fost unicul copil al Gertrudei, Trude Kessler, 3 februarie 1894, 27 februarie 1977 și a lui Emil Kessler, 27 decembrie 1880, 14 februarie 1935. Mama sa, Gertrud Lichtwitz, originară din Budapest, a avut o pregătire muzicală și a fost pianistă de concert. Tatăl său, Emil Kessler, născut la Lemberg, a ocupat funcția de director la Viena Bankverein, Asociația Băncilor din Viena. Hedy Lamarr a frecventat o școală privată și a luat lecții de pian, balet și limbi străine. La începutul anului 1933, la vârsta de 18 ani, Hedy Lamarr a jucat în filmul Ecstasy, regizat de Gustav Machaty și filmat la Praga, în Cehoslovacia. În acest film i-a interpretat rolul unei tinere soții neglijate de un soț în vârstă și indiferent. Pe 10 august 1933, la doar 19 ani, Hedy Lamarr s-a căsătorit cu Friedrich Mandl, un producător de armament și muniție, considerat al treilea cel mai bogat bărbat din Austria. În autobiografia sa Ecstasy and Me, Lamarr îl descrie pe Mandl ca fiind extrem de posesiv, spunând că acesta a oprit-o din a-și continua cariera și a ținut-o practic captivă în castelul lor, Schloss Schwarzenau. Mandl, deși pe jumătate evreu, a avut legături strânse cu guvernele fasciste din Italia și Germania, vânzând muniții atât lui Benito Mussolini cât și lui Adolf Hitler. Întrucât mariajul devenise insuportabil, Hedy a plănuit un șiretric pentru a scăpa atât de căsătorie cât și de țară. În Ecstasy and Me, ea povestește cum s-a deghizat în servitoarea sa și a fugit, zvonurile afirmând că înainte de asta l-a convins pe Mandl să-i permită să poarte toate bijuteriile la cină, după care a dispărut. Inițial a plecat la Paris, apoi l-a întâlnit pe Louis Mayer la Londra. Mayer a angajat-o și i-a cerut să schimbe numele în Hedy Lamarr, inspirându-se după starul filmului mut Barbara Lamarr. Debutul american a venit în filmul Algeris, 1938, unde a primit recenzii favorabile, Charles Boyer insistând ca ea să fie inclusă în distribuție după ce a întâlnit-o la o petrecere. La Hollywood, Hedy Lamarr a fost adesea distribuită în roluri de seducătoare pline de farmec exotic, jucând alături de cei mai celebri actori ai vremii. Hedy Lamarr a avut numeroase preocupări și interese dincolo de cariera sa de actriță. Fiind pasionată de design și o inventatoare talentată, ea a menționat că ideile îi veneau în mod natural. Până la sfârșitul vieții sale, Lamarr a continuat să genereze idei inovatoare, lăsând în urmă numeroase proiecte ingenioase, dintre care unul a fost brevetat în 1942. Din discuțiile cu prietenul ei, compozitorul de avantgardă, George Antheil, un antifascist înfocat, a luat naștere ideea unei invenții menite să oprească atacurile cu torpile asupra navelor de pasageri. Ca adversară a național-socialismului, în timpul celui de-al doilea război mondial, Hedy Lamarr a dezvoltat în 1940 o telecomandă radio pentru torpile, pentru care a obținut un brevet. Această invenție făcea torpilele greu de detectat datorită schimbării automate a frecvențelor. Ideea de bază a invenției a apărut atunci când Lamarr și George Antheil au încercat să sincronizeze 16 pianine pentru baletul său, Ballet Mechanic, folosind benzi perforate pentru piane mecanice. Există speculații că Lamarr a dobândit cunoștințele despre tehnologiile armamentului în timpul căsniciei, 1933-1937, cu Friedrich Mandl, și că ar fi putut avea acces la informații secrete, inclusiv în domeniul tehnologiei radio în acea perioadă.
În decembrie 1940, Hedy Lamarr, actrița de origine austriacă faimoasă pentru rolurile ei în filmele hollywoodiene, împreună cu compozitorul avantgardist George Antheil, au prezentat o idee revoluționară Consiliului Național al Inventatorilor. Descrisă ca o inovație capabilă să îmbunătățească controlul la distanță al torpilelor și să protejeze împotriva bruiajului inamic, ideea lor a căpătat imediat atenția. În fruntea Consiliului se afla Charles Kettering, director de cercetare la General Motors, care a recomandat imediat ca cei doi să patenteze această invenție. Cu ajutorul unui specialist în electrotehnică de la Institutul de Tehnologie din California, Lamarr și Antheil au pregătit documentația necesară pentru obținerea brevetului. Pe 11 august 1942, Oficiul de Brevete al Statelor Unite a eliberat brevetul numărul 2.292.387, marcând un moment istoric. Invenția nu a fost niciodată implementată în timpul războiului. Existau mai multe motive pentru această omisiune tehnologică. În primul rând, utilizarea benzilor perforate, o tehnologie derivată din cardurile perforate din secolul al XIX-lea, era deja considerată depășită. Metoda de sincronizare automată a pianelor nu era aplicabilă comunicării secrete sau controlului armamentului ghidat. Mai mult, brevetul Lamarr-Antheil era vag în ceea ce privește detaliile tehnice necesare implementării practice. De asemenea, în Statele Unite existau deja din anii 1920 mai multe brevete secrete asemănătoare cu ideile Lamarr și Antheil. Aceste brevete, deși necunoscute pentru publicul larg, reprezentau un obstacol tehnologic și logistic major. Pe lângă toate acestea, controlul torpilelor prin radio fusese deja considerat nesigur încă din anii 1930. În ciuda tuturor acestor dificultăți, povestea brevetului Lamarr-Antheil a fost folosită ca parte a propagandei de război din Statele Unite, consolidând imaginea actriței Hedy Lamarr ca pe o inventatoare strălucită. Romuald Scibor Marciocchi, care a lucrat la dezvoltarea geamandurilor sonar pentru Marina Statelor Unite în anii 1950, a confirmat că aceste echipamente au avut la bază brevetul Lamarr-Antheil. La începutul anilor 1960, o drună zburătoare a fost echipată cu un sistem de comunicare bazat pe aceeași idee, deși tehnologia folosită era semnificativ modernizată, trecând de la implementări mecanice la cele digitale. În 1962, câteva nave maritime au început să utilizeze o versiune mai avansată a unui sistem de comunicații bazat pe o tehnologie numită salt de frecvență. Această metodă, inițial concepută de Hedy Lamarr și George Antheil în anii 40, presupunea schimbarea simultană a frecvenței transmisiei, un concept menit să protejeze comunicațiile de bruiaje și interceptări. Deși nerealizată la vremea respectivă pentru scopurile sale militare originale, ideea a găsit în cele din urmă aplicabilitate în diferite domenii, printre care și tehnologia modernă folosită în Bluetooth. Mai multe decenii după ce brevetul original a fost emis, contribuția lui Hedy Lamarr la tehnologia comunicațiilor a fost recunoscută pe scară largă. În 1997, Lamarr a fost distinsă cu Electronic Frontier Foundation Pioneer Award, o onoare acordată pentru invențiile sale vizionare care au influențat profund viitorul tehnologic. Într-un gest de recunoaștere postumă, în 2014, Hedy Lamarr a fost inclusă în prestigiosul National Inventors Hall of Fame. Această includere onorează contribuțiile sale esențiale la evoluția tehnologiei comunicațiilor și recunoaște impactul durabil al ideilor sale inovatoare. De la primele sale concepte de comunicații sigure, gândite pentru a proteja navele din timpul celui de-al doilea război mondial, la utilizările moderne în tehnologiile de zi cu zi, moștenirea lui Hedy Lamarr demonstrează puterea unei minți inventive. Saltul de frecvență, o tehnologie esențială acum în Bluetooth și alte forme de comunicații wireless, reflectă genul tehnic al unei femei care a reușit să inoveze dincolo de barierele carierei sale de actriță. Viața acestei actrițe geniale a fost marcată nu doar de succese extraordinare, ci și de momente de profundă turbulență personală. Pe 10 aprilie 1953, la vârsta de 38 de ani, Lamarr a devenit cetățean american, un pas crucial în noua sa viață. Dar parcursul ei în cetățenie a fost presărat cu evenimente neprevăzute și scandaloase. În 1966, Lamarr a fost arestată în Los Angeles sub acuzația de furt din magazine, un episod care a șocat publicul datorită faimei și statutului ei. Cu toate că acuzațiile au fost retrase în cele din urmă,
Incidentul a adăugat un alt strat controversal la imaginea actriței. La un sfert de secol mai târziu, în 1991, Lamar a fost din nou arestată pentru un caz similar în Florida, pentru furt de bunuri în valoare de $21,48, constând în laxative și picături pentru ochi. De data aceasta, acuzațiile au fost retrase în schimbul promisiunii ei de a nu încălca nicio lege timp de un an. Dincolo de scandalurile sale în America, viața lui Hedy Lamarr a fost marcată de un episod dramatic în timpul primei sale căsnicii cu Friedrich Mandl, un producător de arme austriac. În autobiografia intitulată Ecstasy and Me, 1966, Lamarr a povestit cum, încercând să fugă de soțul lui autoritar, s-a ascuns într-un bordel. Într-o scenă desprinsă parcă dintr-un film de acțiune, i-a relatat cum a fost constrânsă să facă sex cu un bărbat pentru a rămâne ascunsă în timp ce soțul ei o căuta prin bordel. Planul de evadare s-a încheiat doar după ce Lamarr a angajat o servitoare care îi semăna, drogând-o și folosindu-i uniforma ca deghizare pentru a scăpa. Acest episod incredibil a marcat punctul culminant al unui mariaj tensionat și al unei vieți pline de provocări. Lumea a pierdut o personalitate extraordinară pe 19 ianuarie 2000, când Hedy Lamarr, remarcabilă actriță și inventatoare, a trecut în neființă la venerabila vârstă de 85 de ani. Conform certificatului de deces, trei cauze au fost menționate: insuficiență cardiacă, boli cardiace valvulare, ateroscleroză cardiacă. Moartea sa a coincis cu o zi specială din viața familiei, împlinirea vârstei de 55 de ani a fiicei sale, Denise. Anthony Loder, unul dintre cei doi copii ai lui Lamarr, s-a asigurat că ultimele dorințe ale mamei sale au fost îndeplinite. După ce a preluat cenușa, Loder a călătorit până în Austria pentru a împrăștia rămășițele în pădurea vieneză, locul pe care Lamarr întotdeauna l-a considerat un refugiu al copilăriei sale. Actul simbolic a fost un tribut adus originii ei și a completat cercul unei vieți tumultoase. Anthony Loder a contribuit semnificativ la păstrarea și perpetuarea moștenirii mamei sale prin lansarea unei cărți despre viața ei. Scrisă împreună cu jurnalistul german Jochen Froster, cartea publicată în 2012 descrie viața extraordinară a lui Lamarr, oferind detalii asupra numeroaselor ei realizări și lupte. În 2014, pentru a marca un secol de la nașterea ei, volumul a fost republicat într-o ediție revizuită și adăugită. Viața lui Hedy Lamarr a fost o combinație de glorie strălucitoare și evenimente tragice. În timp ce Hollywoodul îi celebra frumusețea și talentul, lumea științei a început cu timpul să recunoască și să aprecieze geniul său tehnologic. În ciuda anilor târzii marcați de incidente nefericite, contribuțiile sale unice la tehnologie și film rămân un testament al unei vieți trăite cu pasiune și curaj. Moartea lui Hedy Lamarr marchează sfârșitul unei ere, dar moștenirea lăsată de ea continuă să inspire generații. Povestea vieții sale, una de evadare dramatică, inovație tehnologică și provocări personale, rezonează ca un exemplu puternic al spiritului uman. Hedy Lamarr rămâne o figură legendară, al cărei impact nu va fi uitat niciodată. Hedy Lamarr a fost mult mai mult decât o figură cinematografică sau o inventatoare genială. Viața ei a fost un amestec complex de succes și controverse, de momente de triumf și episoade de declin personal. De la cetățenia americană la cazurile de furt din magazine, până la evadarea curajoasă și ingenioasă dintr-o relație abuzivă, Lamarr a trăit o viață care poate fi descrisă doar ca extraordinară. Moștenirea ei rămâne una de contrast între strălucirea de pe marele ecran și bătăliile din viața personală. Numele Hedy Lamarr este sinonim cu strălucirea Hollywoodului și cu inovația tehnologică, dar în spatele acestor realizări se află o poveste complexă de relații și familie, marcată de 6 căsnicii și 3 copii. De-a lungul vieții sale tumultoase, Lamarr a experimentat atât triumfuri cât și încercări, fiecare căsnicie adăugând câte un capitol distinct la cronica existenței sale. Prima căsătorie a lui Lamarr a fost cu Friedrich Mandl, președintele Hirtenberger Patronenfabrik, un producător austriac de muniții între 1933 și 1937. Această relație a fost caracterizată de lux și control excesiv, Mandl fiind extrem de posesiv. Tânăra actriță care și începea cariera în Europa a găsit curajul de a evada din această relație sufocantă, un pas ce avea să-i fie doar începutul unei serii de căsnicii tumultoase. În 1939, Lamarr s-a căsătorit cu Jean Markey, un scenarist și producător de succes.
Deși căsnicia lor a durat doar până în 1941, perechea a adoptat un fiu, James Lamar Tumarkey, născut pe 9 ianuarie 1939. James a fost adoptat oficial de nou soț al lui Lamar, actorul britanic John Loder, în data de 12 iunie 1939. Cea de-a treia căsnicie cu John Loder a avut loc între 1943 și 1947. Cu Loder, Lamar a avut doi copii biologici, Denise Loder, născută pe 19 ianuarie 1945, și Anthony Loder, născut pe 1 februarie 1947. Denise a căsătorit mai târziu cu Larry Colton, un scriitor și fost jucător de baseball, iar Anthony a devenit un susținător al moștenirii mamei sale, scriind o carte despre viața ei. În următoarele două decenii, Lamar a avut încă trei căsnicii, fiecare diferită, dar la fel de efemeră. În 1951 s-a căsătorit cu Ernest Teddy Stauffer, un proprietar elvețian de club de noapte și de restaurant și fost șef de orchestră. Căsnicia lor a durat doar un an, până în 1952. În 1953, Lamar a spus da petrolistului din Texas, Howard Lee. Acest mariaj s-a întins pe parcursul a 7 ani, până în 1960. După divorț, Lee s-a recăsătorit cu actrița Jean Tierney, o altă figură notabilă a epocii. Ultima căsnicie a lui Lamar a fost cu Lewis Boyce, un avocat renumit între 1963 și 1965. Într-o narațiune de viață unde succesul și suferința s-au întrepătruns constant, Hedy Lamar a rămas o figură complexă, a cărei călătorie personală a fost marcată de relații intense și de dorința neobosită de a găsi fericirea. În ciuda căsătoriilor multiple și a provocărilor familiale, Lamar a reușit să lase o moștenire durabilă, atât prin descoperirile sale tehnologice, cât și prin impactul său cultural ca actriță. Astăzi, povestea ei continuă să fie repovestită, aducând un omagiu unei femei care a fost, în multe feluri, înaintea timpului său. Hedy Lamar rămâne un exemplu puternic al luptei pentru identitate și împlinire personală într-o lume aflată mereu în schimbare. Acesta a fost materialul scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Sunt Vali Conea și până data viitoare, vă urez să aveți parte de tot ce vă doriți.